premiul mare la Festivalul Internațional Constelația Talentelor, ediția 2021. S-au afirmat și au fost onorați cu premii la alte competiții artistice naționale și internaționale, au cules și multe aplauze de la spectatorii din nordul țării. Este vorba despre ansamblul de dansuri populare Gheocel de la Casa de Cultură din satul Corlăten, raionul Râșcani. 1, 2, 3 și... Repetițiile pentru adolescenții din ansamblul Gheocel sunt clipe petrecute în iureșul și frumusețea dansului popular. Îmi place în timpul liber să mă ocup. Am avut foarte multe concursuri. Ce le dați voi, de fapt, în dans? Bucurie, dragoste, speranță? Ce? Emoții. Foarte multe emoții. Și da, iubirea față de dans, față de locul unde suntem, unde ne-am născut. Ansamblul Gheocel a fost fondat în 1997 de Claudia Valah, originară din Corlăteni. Aici sunt rădăcinile, aici creștem, aici copiii și eu aripi, mă rog, pot să zboare, dar noi rămânem, avem de crescut încă multe generații. În sala de alături, alți elevi repetau dansuri moderne, iar îndrumătoarea lor este o discipulă a Claudiei Valah. Avem colectivul de 11 ani, acesta este grupa cea mai mică. Suntem din studioul Flamingo, am fost atestați în 2019. Avem 4 grupe de copii, sunt foarte darnici și plini de emoții, bravi. Mie dansul îmi place, toți oamenii se bucură când dansăm la multe concerte. În prezent, ansamblul Gheocel pregătește un spectacol consacrat celor 25 de ani de activitate, care va avea loc primăvara viitoare.